Operatorul regional SC Apa Service SA a finalizat construcția celor trei stații de epurare din Giurgiu, Mihăilești și Bolintin Vale, investiții ce fac parte dintr-un proiect european finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu. La inaugurarea stației de epurare, ce deservește localitățile Giurgiu și Slobozia, a participat alături de oficialități locale și județene ministrul mediului Rovana Plumb. Aceasta, însoțită de directorul operatorului regional Apa Service, a vizitat stația de epurare care va acoperi nevoile întregii populații conform unui studiu demografic pe următorii 25 de ani. Așa, să fie într-un ceas bun. Este vorba despre inaugurarea primei stații de epurare de capacitate 80.000 de locuitori echivalenți în municipiul Giurgiu. Este prima mare stație de epurare de această capacitate, vorbesc, realizată prin finanțare pe post mediu AXA 1. Noua stație de epurare a apelor uzate menajere pe baza tehnologiei cu nămol activat, incluzând trepte de tratare mecano-biologică, tratarea nămolului prin stabilizarea anaerobă și recuperarea energiei din gazul de fermentare prin intermediul blocului cogenerator, se întinde pe o suprafață de 2,8 hectare și este garantată să funcționeze pentru cel puțin 50 de ani. Termenul de finalizare al stațiilor de epurare este 2013, însă pentru că lucrările au fost executate de un constructor serios, cele trei stații de la Giurgiu, Mihăilești și Bolintin Vale au fost date în folosință mult mai devreme.